Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Ionuț Rusu și George Tănase! Terminat. Sunteți voi? Au! Sunteți voi înși vă? Wow. Și unii pe alții! Bună ziua și bine v-am găsit, deși nu v-am căutat niciodată, la buletinul de știri dedicat anului electoral, anul minciunilor și al păcălicilor. Dar și anul în care românii sunt bipolari. Mai întâi se bucură la șpaga electorală, iar după ce votează se plâng că-i prea puțin. Pe anul 2024 este cu totul special, vom avea parte de 5 zile ale păcălelii în loc de una singură. Pe lângă 1 aprilie se adaugă alegerile europarlamentare, alegerile locale, cele parlamentare, dar și cele prezidențiale. E timpul de vacanță. Anul acesta politicienii au promis să facă doar promisiuni pe care le vor îndeplini. Printre ele se numără ignorarea nevoilor alegătorilor, creșterea comisioanelor personale la contracte publice și instalarea pe telefoane. Tipic. Nice, asta e bună. Din ultimele informații pe care le avem, se pare că aceștia au declarat că nu vor să spună adevărul. Vor să spună doar adevărul anul ăsta, politicienii? Când o îngheța iadul, N-ar fi imposibil dacă s-ar acorda la termoficarea Bucureștiului. Adevărat. Candidații vor introduce un nou concept politica fulger, adică vor îndeplini toate promisiunile în prima săptămână de după alegeri. Acest sistem aduce eficiență deosebită, dar și un concediu de influenceriță bine meritat de 3 ani și aproape 12 luni. Oh, decent. Conform unui important sondaj de opinie, românii cred că promisiunile politicienilor sunt basme. Aceștia din urmă neagă vehement, spunând că sunt lucruri serioase și importante pentru cetățeni, cum ar fi programul Primul Unicorn, teleportarea gratuită pentru pensionari sau avocați din oficiu la judecata de apoi. Doamne ajută! Și eu care speram măcar la un trafic decent. De asemenea, vom avea parte de schimbări și în ce privește dezbaterile electorale, ne anunță Guvernul României. Acestea se vor desfășura în ring și va câștiga cel care poate să spună de cele mai multe ori batu. 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 Batu, 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 batu. Piua. Mai lua. Știre. Avem și o veste care ne dă speranțe. Candidații de anul acesta și-au asumat în Parlamentul României utilizarea unor GPS-uri performante pentru a găsi mai ușor drumul către alte partide. E important pentru ei. Bun, cred pe George. Dar mă, are încrutarea asta de om care chiar îți spune ceva important. Poți să te uiți la el cu televizorul fără sonor și să pară că... A, chiar știe, mă. Alte vești bune pentru România în continuare. Actuala clasă politică este atât de performantă încât aderarea la spațiul Schengen a căzut datorită marilor puteri europene, Uniunea Europeană dorind să adere la spațiul Mioritic. A, e o performanță. Adevăr. În aceeași ordine de idei, leul va deveni moneda oficială europeană de circulație, doar că va circula românește, mai mult pe loc, asemănător traficului din weekend de pe Valea Prahovei, că e românesc. Un alt subiect arzător sunt autostrăzile. Pe surse am aflat că nu se vor mai construi kilometri noi pe lângă cei 6 construiți anii trecut, însă se vor aloca milioane de euro bisericii pentru un program inovator de rugăciuni menit să protejeze drumurile de gropi. Românește. În ce privește alegerile europarlamentare, candidații au promis că dacă vor fi votați, vor învăța o limbă străină, citez, ca să ne înțelegem și noi cu aia de pe acolo, că nici bufetul nu-l găsim. Ceea ce, la fel, e bine. Și vor depune mari eforturi pentru a face un important acord, acordul subiectului cu predicatul. Da, alegerile parlamentare interne anunță noi alianțe contra naturii în lupta pentru Ciolac. Pentru Ciolan, UDMR s-a angajat să împartă spray-uri cu vopsea colorată în interiorul partidului pentru a decora Harghita și Covazna cu mesajul Transilvania e România. În replică, Kelemen Hunor a spus, noi am fost primul aici. Mi se transmite în cască o știre de ultimă oră. Aha. Nicușor Dan va candida la primăria București. E un breaking news, acesta declară că este hotărât să câștige un nou mandat pentru bucureșteni, fiind foarte deranjat că el abia a fost anunțat că este primar. Gabriela Firea l-a anunțat foarte târziu. O nouă reformă de proporții se anunță. Guvernul României va angaja cei mai talentați magicieni locali și internaționali pentru a asigura o dispariție cât mai eficientă și rapidă a fondurilor europene. Marcel Ciolacu a insistat personal să înlocuim cuvântul dispariție cu absorpție. Oh, păi și nu mai am voie, mă, să zic că fac o dispariție, fac o absorpție acum. Incredibil, imposibil.
Diana Șoșoacă va deveni noua mascotă a României. Aceasta va face parte din principalele campanii de turism pentru țara noastră. Dacă tot nu vin străinii la noi, măcar se știe de ce! Afară cu străinii din țară! Ordinarilor! Întrucât luptele politice au devenit mult prea intense, ajungându-se chiar la violențe fizice, deciziile importante se vor lua de acum prin jocul piatră-hârtie-foarfece, dar varianta românească. Șpagă nepotisme biserică. Jucăm? Șpagă nepotisme biserică. Șpagă nepotisme biserică. Biserica bate șpaga. Ministerul Educației pune piciorul în prag și declară război exodului profesorilor români în străinătate. Ministrul Educației a și oferit soluția, citez, vom face eforturi mari să păstrăm profesori în țară, de aceea am decis să înființăm peste 5.000 de hectare de plantații de căpșuni, ceea ce e un efort. Știrile noastre se încheie aici, ca și viitorul acestei țări. Mulțumim pentru atenție și mare atenție, unde pune ștampila? Unde? Și acum cum dispar prezentatorii de știri? Faceți cu foile așa, faceți bă cu foile așa. A. Ala e, ala e. Bă-te că semnezi ceva. Da, e okay. Ciudat când îi vezi pe ei înșiși, știi? Adică când îi vezi necostumați, ne făcând personaje, dar au un defect profesional, indiferent de ce zic, o dau în personajul respectiv. Adică dacă zic ceva de Iohannis, îl fac pe Iohannis, instantaneu, știi? Zici că iese din ei așa, știi? Eu acum am văzut-o. Apare un trandafir mare, care era o doamnă, care era cu de-asta o vioară, așa, părea o statuie. O operă de artă. O operă de artă mare, de tot impunătoare. Ok. Ce? Se concentrează. S-a stricat. Da, și mă, bă, mai fi mă de la... Hai să o împingem. Hai până la ea. Și stai acolo. Eu nu mă duc cu tine la teatru, uite-o la... Cătălin... Bordea. N-am s-a hotărât să strice. Ce-ai, mă, de... Dar nu o să se întâmple nimic în timp. Vino cu ace, nu te risca. Vino, mă, n-am... Pare periculoasă, Bordea. Bordea. Bordea, strici numărul! Nu stric, mă, numărul! Prostule, du-te de acolo! Acțiune! Dar ce, măi, muscă? Dar cum să dai așa ca la câine? Doamne, că... E un artist pe scenă, mă, eu cred că... Bordea vine înapoi, un trandafir care scuipă. Ia mâna de... Mea! Mea! Bordea! Măi, băi! Într-o dată, Bordea a simțit el nevoia să o miște. Eu m-am speriat un pic, am crezut că o dărâmă, strică, face ceva rău. M-am și că... alarmat că nimeni nu-i spune, stai cu minte la locul tău, treci. I-am zis, eu mereu ziceam, bă, pleacă de acolo. Băi! Bă. Du-te, bă, ești vagabond! Mamă, ce tare! Bă, e tare rău! Ești vagabond! Bravo, mă, fac! Stai că... Ah! Fața! Suie-te cu ea acolo, sus, e captivă! S-a dus de pe... Gat, acum cred că trebuie să o lași în pace. Stai, stau! Să te trag mai încoace? Din păcate, m-am dus eu să... fac toată chestia asta și am deplasat-o de pe covor. Cum s-o tragi mai încoace? Așa. Măi, Cătălin... Fac hernie. Bă, Cătălin, stai, Cătălin, acolo, bă. Cred că e ok ce faci. Trebuie împins să mă nu trasă. Și trase. Și trase. De unde? Cu toată puterea lui, că era în putere moșul nostru, nu reuși să scoată ridichea din pământ și pace. Chelu, du-te, mă, și ajută-l. Eu mă doare spatele. A, mă, du-te, bă, că e mai vârstă, mare. Mă doare spatele. A, mă, Chelu, du-te, ajută-l, mă. N-ai zis să-l ajut, l-ai lăsat pe... Bă, nu știam ce se întâmplă, a trebuit, mi-a luat ceva să mă prind. Să vină niște oameni din stafful ei, oamenii care au grijă de statuie, nu știu.
Cred că trebuie învârtită. Aia, așa, trebuie învârtită, învârtită către... până când... Ești contraproductiv, stimabile! Am încercat să o trag, dar era grea. Era cea mai... o femeie grea. Dar veniți, mă, dacă sunteți șmecheri! Veniți să învârtiți statuia! Cum să facem noi asta? Păi noi suntem capabili. Era să omor un magician sau un om de la circus, Cara. Adică eu nu mai pun mâna. Nu a ajutat niciodată o femeie, se obișnuiește. Bă, dar veniți, serios, dacă... Hai, bă, hai să... Dacă te sprijin moral, sunt alături de tine. Da, hai te mă ajută. Prinde-mă de colea de mijloc și hai să tragem împreună. Hai, trage... Hai. Sau îi tragem preșul? Îi tragem preșul în față? Nu! Cineva să țină preșul. Băi, dar grea ești, femeie! Și traseră. Traseră. Ui, a rămas grea. Puuu, dar puternică e ridichea asta. După aia... Doi proști, da. A fost mare. Vezi cum privești tu, eu am încercat să ajut și acum uite prostul. A fost foarte fain. Stai să o chem și pe nepoțică. Ea e tânără și puternică. Vecine, poți să mă ajut să mut statuia înapoi pe comună? Fii atent, da, nu facem hai, așa. Noi o ridicăm și el îi trage... Hai! Nu, hai, voi ridicați-o și o trage. Hai, trage, hai! Hai, trage! Hai! 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 Trage covorul! Și traseră. Traseră. Mare minune ridichea asta a voastră. Hai, învățite așa. Hai, sora mea. Se reglează din tirboșon. Hai că am venit tot eu ca să te... Dai Trăiască, Natanticu! Bă, nebunule, bă, strigi statuia! Deci e ultima oară! Bă, nu mai împingi atât de tare, bă, nebunule, că o strigi! Dă-i! Bravo! Te distrezi cu ea, știi? Compingi, vine jos, cântă. E ca o jucărie, știi? Stai că vreau și eu să-mi cânte și mie o piesă. Dar de unde trebuie împinsă? Nu, dă așa, apasă pe ăsta cât poți tu de tare. Mai tare, mai. Nu, că vine mai, dai. Așa. Ce vrei să asculti? Marșul mortuar de Beethoven. Marșul mortuar, dai. N-am făcut niciodată asta. O bella ciao, bella ciao, bella ciao. Excelent! Băi, nebun! Foarte clipat! Bravo! Băi! E foarte de treaba asta! Și acum de la chemul dedicație, Marșul mortuar, te rog! Îi pune bani! Hai să-l conducem pe ultimul drum. Hai să te apuci. Tam tam ta da ta da da da. Vrei să respiri aer cu mine? Aoleu. Când noaptea-i cu lună, iubita îmi jură, cu șoate otrăvite iubire. Uite, bă, videoclip! Bă, stai videoclip, jur! Lasă și textul, vreau să fiu cunoscut! Șoate otrăvite iubire. Excelent. Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Daniele și Naimana! No, it's not you, Naimana. It's, hello? Hello? Ce câine frumos! Be quiet, eh? Am alergie la oi. We have to sing, yeah. just a second, okay? We have a small warm-up because we are a bit excited. Yeah. With the voice. Like this. It's an alpaca. It's an animal side. It's like this. Oh.
quite better. Musica, maestro. Opera. Aspetta. Manato sole, più bello in è. Stai in fronte a te, stai in fronte a te. Mi-am dat seama de când a început să cânte. Zic, ești mecher tare, om. Și când a mai venit și doamna și bă, se vedea chimia dintre ei și bă, bucuroși. Dar câte calități trebuie să ai ca să faci treaba asta? Che bella cosa, n-a iurna de sole. Trecuț, mă! N-aria serena dopo la tempesta, e l'orio Cristo, ritorno a Cristo. Ești nebun. E per la cosa n-o iurnate soli. Go! Nu se vedea, nici măcar mărul lui Adam nu se mișca. O sole, o sole mio, stai în fruntea te. Dacă ei au cântat, extraordinar! Dar cum or face? Cum or face, mă? Efectiv, mie nu mi-a venit să cred că ei cântă pe bune. Adică una e să zice, ce faci, eu sunt Cuza, și alta e să cânti corect operă. Bă, ce zic! Excelent! A fost gura de aer la fix venită toamnă. Au fost rockstar-uri. În sensul care au fost tot, tot ce mi-aș putea dori. Bă! Ator! Bă! Sufletul meu s-a hrănit, real. Cum să zic, m-am bucurat, bun, am cântare. Râs. Cum faci aia? Asta este genul de număr la care se vede că oamenii lucrează de mult timp și este textbook, țiplă. Mulțumesc! Ador, nu există așa ceva. Doamne, cât am iubit acest moment. Este numărul meu preferat din acest sezon. Dacă pot să zic asta. Cred că pot să zic asta. Sunteți incredibili, vă iubesc, vă ador. Am iubit acest moment. Vreau să vă mai văd, vreau să ne împiete. Ce am apreciat eu cel mai tare și m-am distrat e că animăluțele alea nu s-au oprit o clipă din a face ceva. Ceea ce este fantastic, adică chiar se vede că e lucrat. Vreau și eu să fac asta. Sunteți foarte buni, felicitări și mă bucur maxim de momentul ăsta. Nu mi se pare că trebuie să jurizez, mi se pare că mă bucur. Vreau să mai adaug ceva, mi se pare că ce faceți voi ar fi terapie pentru mine. Eu să fac asta, meseria asta. Dar te rog. Sau să fac asta prin casă, sau să fac asta pentru cineva. Aici, pentru că eu fac foarte multe chestii pe foarte multe voci. Și îmi place și mi se pare că e terapeutic. Nu, lasă-mă, nu, că mi-e rușine, nu puneți presiune pe mine. Dar mi-ar plăcea să fac asta. Și să-mi schimb tonalitatea vocii și să fac chestii. Fac eu, deci te rog frumos, stimată colega, și să mergem acolo, te rog. Hai. Eu o supraveghez pe colega mea să nu vă greșească. Aplaude, nu, dar trebuie să facem împreună, că nu fac singură. Da, da. Așa, hai, hai. Hai să încercăm. Nu vreau. Alpaca tare rău, păi, bagă rep. Ce vrei să fii? Vrei să fii alpaca sau vrei să fii oița? Eu vreau să fiu alpaca. Nu rămâne decât să fiu oaia decolorată a acestei emisiuni. Stimată colegă, să comunicăm. La, 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 la.
Umple mi-ar pări ciblana. Nu înțeleg de ce ești atât de mare și scuipi atât de prost. Oh. Fiți ar țarcul strâmt. Să știi că vorbești foarte urât cu pentru mine că sunt o alpaca specială și n-ar trebui în primul rând să stăm de vorbă. Ești o oaie banală. Oaie. Eu sunt banală. Alpaca. Într-o zi s-a dus. Și cred că nu o să mă rămâne nimic din ele, pentru că eu sunt exact. Regle, pentru că e foarte toată gunoiul ăsta care mănâncă, nu am o frunză în copac. Foarte bine. Și din această cauză o să vă sacrific această măiță, pentru că noi Paștele este foarte important și se lasă cu vărsare de sânge și cu friptură în făcurător. E bun, mă! Gata, vă mulțumesc frumos! Ata pot! Yo, yo, yo! Ei. Ce faceți, băi, oameni buni? Bine, băi, Andrei, bine, ce faci, mă? E Luca de obicei. Nimic. Prezența. Prezența, perfect. Oh, da! Să înceapă ziua! La umor, mereu vin cu ceva original. Foarte trist. Cred că poate fi prezentat cu succes la mormântări. E insuportabil fericirea altora, nefericirea mea. Ai multe momente când te dai de gol și te uiți foarte frumos la oamenii din fața ta. Cred că acolo undeva, în străfundul tău, se ascunde chiar un om foarte sensibil. Aoleu! M-a ieșit dominator fix. Oh, cum doresc eu BDSM-ul și brusc o scoate și mi-o arată. Sunt impresionat, domnișoară. Ce alegere! Nu. Îmi doresc foarte tare să am un copil cu el, pentru că vreau și eu să-l cert așa cum își ceartă toți părinții copii. Mă! Tu înțelegi, mă, că eu mi-am luat de la gură ca să te fac pe tine? Vă accept așa cum ați fost. Ei. Ce faceți, băi, oameni buni? Bine, băi, Andrei, bine, ce faci, mă? E Luca de obicei. Nimic. Prezența. Prezența, perfect. Bă, am venit să vă spun ce fac eu în ultima perioadă, dar vă rog eu, nu râdeți. Nu râdeți. Deci nu râdeți, că nici eu nu sunt foarte mândru și o să înțelegeți de ce. Deci eu în ultima perioadă urmăresc cerșetori. Da, mă uit, este? Dar cum îi urmăresc? Mă uit la ei, cum sunt îmbrăcați, cum se poartă, cum vorbesc. Îi studiez, frate, din cap până în picioare. Știu că tu ești nenorocit și o să zici, dar ce, mă, nu-ți mai plac femeile, de ce te uiți după cercetori? Și răspunsul e nu. Nu, de asta mă uit. Da? Mă uit pentru că ce sunt cercetorii? Un barometru. Cum, nu, mă, dar ce sunt? A, să zic, da, bine, ok, nici tu nu știi. Cercetătorii sunt un barometru care ne spune în ce direcție se îndreaptă țara asta. Adică, dacă pe stradă vedeți foarte mulți cercetători îmbrăcați sărăcăcioși, e clar că țara asta nu se îndreaptă în direcția corectă. Dacă vedeți aici colo câte unul și îmbrăcați decent, e clar că țara merge ok, economia merge ok. Acum nu știu cum să vă spun că merge România, pentru că pe stradă vezi foarte mulți cercetători, doar că problema e că sunt foarte bine îmbrăcați. Și nu mă refer la aia de pe Instagram sau pe TikTok sau așa, mă refer și la aceștia din intersecții, din mijloace de transport în comun, sunt foarte bine îmbrăcați. Să vă uitați și voi să vedeți că nici cerșetorii nu mai sunt ce au fost odată. Acum 20-30 de ani, când eram eu mai copil, bă, fiecare cerșetor avea o poveste. Venea la tine și spunea o poveste și te cucerea. Te băga în povestea lui și tu scoteai bani, da, bă, merită. E adevărat, toate poveștile semănau între ele, că toate începeau cu suntem 7 frați acasă. E 6, 7, mă! El a prins alte vremuri. Da, el a prins alte vremuri. Au mai murit între timp. Suntem 7 frați acasă și ne crește doar o mamă care are un salariu de 3 milioane, cum era pe vremea alții. Variațiuni pe temă. Suntem 7 frați acasă și ne crește o bunică din pensie de handicap. Alții mai grav. Suntem 7 frați într-o garsonieră și nu putem crește că n-avem loc. Deci era... Toată lumea avea aceeași poveste. Acum... Nimeni nu mai spune nimic, niciun cercetător nu îți mai spune nicio poveste. De ce? Pentru că în poveștile alea ei divulgă niște date cu caracter personal. Nu? Nu e treaba ta câți frați sunt acasă. Și nici ce salariu are măsa și nici ce pensie are bunica sa. Nu e treaba, tu trebuie să-i dai bani că știe el pentru ce cerșește. De aia. Bine, mai sunt și unii care
au povești, dar o să vorbim despre ăștia mai târziu, dar ăștia care n-au povești sunt super ciudați. De exemplu, eram odată în trafic și mă trezesc cu unul la geam, îmi bate în geam și stătea așa cu mâna. Mă, nu spunea nimic. Eu că-s mai prost așa, m-am uitat și eu, am lăsat geamul jos și m-am uitat să văd ce are acolo. Păi nu, dar fără să vine cineva așa, nu te uiți, zic, ia, mă gândeam, zic, ia uite boss ce-am găsit. Eu la asta mă gândeam, ia uite boss, știi, și m-am uitat, zic, ce-o fi, mă, un dinte de aur, un meteorit, ce dracu mi-a arăt? Bă, și nu zicea nimic, și stătea ca prost așa. Nu asta m-a deranjat. M-a deranjat faptul că în timp ce ne uitam ca doi proști unul la altul, sună un telefon care nu era al meu. Era al lui, exact. Și sună telefonul și așa foarte calm îl scoate din buzunar, se și uită, probabil era un număr necunoscut sau ceva de genul ăsta, în timpul ăsta era cu mâna întinsă, și răspunde, zice, da, vă rog. Ce? Da, din păcate nu pot să vorbesc acum. Și a plecat. Zic, frate, stai puțin, nu te duci. Nu, că pe mine mă interesează. În primul rând mă interesează de ce ai telefon, că așa când vine cineva să cerșească, te gândești că bă, are nevoie de bani să mănânce ceva până mâine, nu? Ăsta avea nevoie de bani să și mănânce, dar să și plătească telefonul. Dă-o dracu, știi? Și am zis, stai puțin, că vreau să aud discuția. În primul rând, cine te-a sunat, de te-a deranjat? Doi, de ce ai zis că nu poți să vorbești, dar ce aveai de făcut, că nu făceai nimic? Era la muncă, mă. Da, mă, era la muncă, știi? Și câte să ore care... muncește, că nu pot să mă mai abțin. A. E 8 ore acolo. Bă, nu știu câte ore, dar fii atent. Eu mi-am închipuit, el a zis, da, nu pot să vorbesc acum, da, sigur. Puteți, da, sigur, lăsați pe mail, da, da. Aveți mail-ul? N-aveți. Notați. Moșilor Colț Culizeanu, da. aroncerșetor.ro, da. Aici sunt, da, și mai am un birou, da, Iuliu Maniu cu virtuții, da. Ce să vorbești la telefon, frate? Într-adevăr, mai sunt și unii care au text. De exemplu, eram odată în Brașov, mi-a bătut la geam așa și îmi zice, vrei să spun un banc? Zic, nu, frate, lasă-mă în pace. Hai, frate, să spun un banc. Zic, nu, mă, nu-mi trebuie. Băi, fii atent cum face. Îți spun un banc, dacă îți place, îmi dai 5 lei, dacă nu, nu-mi dai nimic, da? Zic, bine, mă, hai, zic. Coloana era lungă, hai. Bă, și mi-a luat banii prost. Bă, mi-a luat banii, știi? Nici n-aveam cum să zic, nu mi-a plăcut, mă. E un coleg? Ca bou, a? E un coleg? Nu e un coleg. Bam! Da, mi-a luat banii și după aia zice, hai să-ți mai zic unul. Zic, nu mai, gata, a fost suficient. Hai mă să-ți mai zic unul, că ăsta e și mai tare. Zic, bine, hai mă, zi, mai zi unul. Zice, tot 5 lei? Da mă, toate bancurile sunt 5 lei. Zic, bine, ok. Mi-a mai zis unul, mi-a luat și pe aia, știi? Zic, bă, du-te dracu, hai să mai zic unul. Zic, bă, nu, nu mai, las-o, nu știu ce. Cert e că 45 de lei mai târziu, i-am zis, zic, bă, frate, stai puțin, că mi se pare că eu sunt luat de prost aici. Eu nu-ți dau ție pomană. Eu, practic, ce am făcut, mi-am cumpărat în rate bilet la show-ul lui. Corect. Că noi visăm să facem, mă rog, voi faceți, case de cultură. Și ăsta făcea intersecții. 45 la 1, 45 la 1, poate unii a prostit mai mult decât m-au prostit pe mine, știi? Cu 45 de lei. E, acum, v-am zis, cerșetorii diferă foarte mult. În primul rând, că înainte îl vedeai că e cerșetor. Sau îl simțeai. Intrai în metrou, mamă, trebuie să vină un cerșetor aici sau tocmai a fost. Acum nu-ți dai seama. Eu mi-am făcut ordine în haine, am găsit niște tricouri, nu prea mai îmi veneau așa că am făcut puțină burtică, zic, lasă-mă, sunt spălate, călcate, le bag într-o pungă, le țin în mașină, când văd unul mai de statura mea, le dau. Și l-am găsit imediat, m-am dus, i-am dat punga, știi ce a făcut? S-a uitat așa în pungă și a zis... Zic, ce? Ce? Și mi-a zis, pe astea să le porți tu, mă. Bă, vă dau cuvânt, nu, dar vă dau cuvântul meu de onoare, mie mi-a fost rușine să-i zic, păi le purtam, prostule, dacă nu rămâneau mici. Că sale mele. Ia uite, mă, deci dai seama ce impresie avea lui, uite și pe ăsta, ce prost e îmbrăcat. Bine, și eu m-am uitat mai departe, așa, dăduse în haine de pomană lui unul care arăta ca Dorian Popa, las-o, dracu. Păi nu, da, așa era, deci brand. Da, iarăși, eram odată cu Țuțul la Turda, în mașină, pe un frig, crăpau pietrele. Văd un amăr din ăsta că vine, zic, hai mă să-i dau 5 lei de lâncolo. Eu la volan, Țuțu în dreapta, făcea un bilet pe telefon, că Țuțu a jucat fotbal de performanță și acum mai joacă, dar doar la pariuri. Și vine ăla, dau să-i dau banii, îl vede pe Țuțu și zice, mamă, cu metre, pe mine ieri m-a scos un meș mâncață și dacă nu mă scotea, făceam 1500. S-a uitat Țuțu așa la el, că și pe el Țuțu tot un meci îl scosese, așa. Și zic, ia dă-i mă drumul de aici, gata, gata. Am ridicat geamul și zic lui Țuțu, bă, dacă îi dau lui ăsta banii, să duce, îi bagă la pariuri, face 1500, eu nu văd nimic.
Mai bine îți dau ție 5 lei, pui și tu 5 și dacă câștigi, facem jumate-jumate. Da, frățioare, pau, că a luat tuțul banii imediat, știi? Bun. Și acum o să vă las cu o poveste și vreau să-mi spuneți dacă voi ați văzut cerșetorii aia care sunt îmbrăcați ca Chaplin în București? Da, da, da. Bă, frate, voi ați înțeles ceva din chestia aia? Deci eu am văzut cerșetoria mă deranjează din două motive. Unu, că fac din bastonul ăla așa, între mașini, și i-am zis unuia, zic, frate, dacă mi-atingi mașina, te bat până să îndreaptă tabla, să mor. Păi ce făcea așa? Nu știu, de la căldură, cu soarele în ochi. Și al doilea, mă deranjează că cerșesc imitându-l pe Chaplin. Adică ce mă, noi nu mai avem actori săraci? Foarte păi nu, bine. Dar puțin naționalism, măcar în zona asta, nu puteau să limite pe Jean Paller? Oh my God! Băi, păi sunt primul din sală care s-a prins! Aplauze! Să limite, băi, mai ții minte, mă, cum era Jean Paller când că el făcea rol... Nu ții minte nimic! Nu ții minte nimic, ți-e rușine! Eu știu! Tu știi, mai ții minte... Avea rol de cercetător. Cosmine avea de aia de cercetător, da, bine, da. N-am știut niciodată ce face el acolo, că arăta ca om atacat de urs. Erau super zdrențuite alea, știi? Și ăsta am fost eu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Eu sunt Libre. Bună, Libre! Și sunt pasionată de psihologie. Oh, avem nevoie. Yeah. Pasiune pe care am moștenit-o de la mamaia. Mă uit la foarte multe podcasturi din domeniu, citesc foarte multe cărți din domeniu, dar primul contact pe care l-am avut cu pasiunea mea a fost la 5 ani, când mamaia a început să facă gaslighting cu mine. Ce? Ce-a făcut? Gaslighting? Super smart, nu știam că știe să facă asta. Gaslighting-ul fiind o formă de manipulare prin care vrei să-i schimbi cuiva percepția despre o anumită situație. Și haideți să vă zic mai exact cum făcea asta. Tataia le avea și el cu băutura. Mamaia nu-l halea deloc în starea aia și când mai cădea săracul, acolo lăsa că așa-i trebuie dacă i-a plăcut să bea. Parcă se și bucura, mă. Și eu eram mereu confuză de ce ajunge tataia mereu să cadă. Că avea un prag peste care nu mai reușea să treacă atunci când era băut. Bă, dar era un prag, un prag, atâta era. Și fix acolo cădea de fiecare dată. Eu o întrebam pe mamaia, bă, mamaia, dar de ce a căzut tataia? Argumentul ei era senzațional. Tataia are voie uneori să ia bani din pensie și să-și ia o vodcă mică. Astăzi ce a făcut? Astăzi a luat bani mai mulți și și-a luat o vodcă mare. De-aia a căzut tataia. Eu eram confuză și așteptam toată ziua pe mama să vină de la muncă și să-i spun despre tataia. Aici intervine psihologia șmecheră a lui mamaia, de care vă ziceam mai devreme, că ea ce făcea? Mă lua pe mine, mă punea să trec peste tataia, mă ducea la... Da, păi, era pe jos. Da, mi-am prins. Da. Mă ducea la mine în cameră, mă culca, apoi se ducea, îl luam primire pe tataia, îl bălăcărea ce-i făcea, că seara când ajungea mama acasă, el era ca nou, așezat la masă, spălat, aranjat tot și o întreba mama pe mamaia. Ce pățită ta, mamă? Mamaia spunea, ce să pățească? Nu-l vezi că e aici, că mănâncă? Uite ce bine și frumos e! Și uite așa, mamaia am reorganizat mie toate amintirile și mi le făcea exact cum voia ea. Știți modelul ăla de mamaie, nu? Ăla care te face să te simți proastă până rămâi așa. Practic de asta mi-am făcut eu TikTok. Bine, gluma-i glumă, dar le mulțumesc din suflet și lui mamaie și lui tataie că m-au crescut și că au avut grijă de mine. Pentru că datorită lor sunt ceea ce sunt astăzi. Foarte frumos. Bine, acum nu știu dacă le mulțumesc pentru că m-a manipulat mamaie să le mulțumesc sau nu, dar eu tot le mulțumesc. Iubiți-vă bunicii cât încă-i aveți. Îi mulțumesc bunicii mele cu această ocazie pentru toată inspirația pe care mi-a dat-o de-a lungul anilor. Bunii mei chiar mă sună să-mi spună chestii de pe acolo, pe la țară și așa. Și nu, n-am cum să nu le reproduc. Faci psihologie, chiar faci? Nu, sunt pasionată. E foarte interesant subiectul, știi, alăturat cu bunici, părinți care au funcționat parenting-ul pe vremea aia. Da. Gaslighting și chestia asta, love bombing. Bine, nu vreau să exagerez cu gaslighting-ul, pentru că gaslighting-ul totuși e o formă de manipulare agresivă, dar am... Nu e chiar agresivă, cumva... e diminuarea unei probleme să te facă să pară nebun. Oh, da!
Pădurea din satul meu are lup flămânz mereu, care fiind la tomberon, gata, pentru șaorma cu ton. Pădurea din satul meu are lup flămânz mereu, care vin la tomberon, pentru șaorma cu ton. Hai, sunt lupul din păduri, vă dau un sac de muri. Nu mai vreau iepuroi și la oraș mănânc orice. Când nu am ce-mi fuleca, aici mănânc șaorma. Eu sunt lupul flămânz jos, mănânc șaorma cu sos. Martin ursul priceput, un OZN o văzut, de lupul rău o aflat, la oraș o alergat. Martin ursul priceput, un OZN o văzut, de lupul rău o aflat, la oraș o alergat. Hai, sunt lupul din păduri, vă dau un sac de muri. Cum îți place ție cu muzică? Da, e bun. Nu mai vreau iepuroi, ci la oraș mănânc orice. Când nu am ce-mi fuleca, aici mănânc șaorma. Ursule, asta-i karma! Acum mănânc șaorma! Uite ce a venit! Extraterestri, frate! Extraterestri! E verde! Extraterestru cel mic, planeta o mirosit. Din galaxie o venit, la șaorma o poftit. Extraterestru cel mic, planeta o mirosit. Din galaxie o venit, la șaorma o poftit. Hai! Sunt lupul din păduri, vă dau un sac de muri. Nu mai vreau iepuroi, ci la oraș mănânc orice. Când nu am ce-mi fuleca, aici mănânc șaorma. Și-amândoi l-o zărit pe extraterestru mic. Și-o făcut-o șmecherii pe care românii o știi, o dispărut prin magii. Wow! 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 Bravo! Ah, bravo! Pe tură muzicală! Da, ce videoclip. Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara, alo, domnul, bine seara, bine seara, bine seara. Bună seara, stimați concurenți! Ia, te-am urât ursul! Ursule! Hai să înviem personajele principale din această capodopă. Dar am o întrebare, care sunt personajele secundare? Uite, nu avem personaje. Secundare ar fi doar șaorma. Da, da, și tomberoanele, tomberoanele. Cred că e vorba despre urși care coboară din pădure și mănâncă din tomberon. Cu parodie. Care a jucat cel mai puțin, dar e cea mai importantă, da, de fapt. Așa este. A zis că are emoții. Oh, șaorma, mă. Da. I s-a părut cel mai greu rol. Aveți de gând să faceți un album întreg? Ah. Wow. Bună seara, bună seara. Bună seara. Ce-mi place fata asta, dar nu știu de ce. Are ceva apart. Eu sunt Gabriela, așa cum ați auzit, și recunosc că mă simt puțin emoționată pentru că mă priviți. Firesc. Mă simt așa ca la o primă întâlnire. De fapt, nu, mă simt ca a doua zi, când tresară la fel de mișto ca tipa pe care l-a agățat-o la bar, doar că de data asta avem mai multă lumină și nu mai suntem nici beți. Da, iar aici chiar e foarte multă lumină. Deci va trebui să mă bazez pe sinceritate, nu-i așa? Bun, da. Ok, eu recunosc. Cel mai mult mint atunci când încep o relație. Fiindcă iubitul meu nu știe de ea. A zâmbit Bordea. Asta mi se pare interesant. Înseamnă că terapia chiar își face efect. Bun. Dar nu înțeleg. Adică noi femeile trebuie să fim perfecte, nu? Adică trebuie să fim atente la toate detaliile, da? Nu? Nu? Păi cum? Că noi trebuie să fim parfumate, trebuie să avem grijă cum ne mișcăm, cum să nu cumva să tragem vreun pârț, că... Doamne ferești! Deci nu știu ce își imaginează bărbații ăștia, că noi mâncăm semințe de trandafiri. Apropo de asta, eu cred că relația e fix ca o p***ă. Dacă trebuie să o forțezi, înseamnă că e de c***. De-aia nu fac. Pârț? Cum nu faci pârț? Și... dacă tot vorbim de aceste relații, haideți să vorbim despre primele întâlniri, despre acei fiori. Știi, fetelor, fetelor, când ieșim la prânz cu tipul ăla și stă acolo în fața noastră, da? Și el vorbește, da? Vorbește despre pasiuni, despre călătorii, despre fostele lui, da? Și tu zici că ai un handicap. Tot ce poți să scoți pe gură este... Wow! Super! Da! Bravo, da, da. Dar apoi vine gândul principal. Oare plătește el nota sau face în jumijuma? Ce faci? Plătește el nota, nu? El o invită. Păi, prietene, hai să vedem puțin aici, da? Ne uităm în meniu?
Ce avem? Black Angus ribeye, 150 de lei. Tagliatelle with shrimps and prosecco, 130 de lei. Țâțele mele, 3000 de euro. Deci, consider că mi-am achitat partea mea de notă. Bun, bun, bun. Smart. Da? De matematică este foarte bine. Și am fost la prânz și am mâncat bine. Și ne-am plimbat și am ajuns acasă. Pac, a trântit ușa, pac, m-a urcat pe pereți 4-5-6 minute maxim. După care am început să ne gândim la poziții. De somn, că la celelalte mă pricep dacă nu mai asciatica. Și, fetelor, spuneți-mi voi, cum dormim? Cum dorm eu cu bărbatul ăsta nou care a intrat în viața mea, da? Cum dorm? Îmbrățișați, dacă vrei să fie romantic. Că dacă mă pun cu spatele, zice că-s nesătulă și că mai vreau. Dacă adorm cu fața în sus, posibil să sfărăi, nu? Dacă mă pun pe o parte, mai cine vrei. Știe cum naibii deschide el ochii? Și vede cum încurge mie o băluță așa foarte sexy. Noroc, mare noroc, că gândurile astea mă chinuie maxim 2 minute până când el adoarme și pot și eu să mă relaxez și să... Da. Adică să dai un pârț? Da, să dea... Dar fine, să trecem la subiect. Bărbați și femei, da? Că noi avem senzația că doar... bărbații ne analizează pe noi. Ei bine, nu bărbați, și noi ne uităm la voi, da? Ne uităm la dinți. Uite, eu mă uit la dinți, da? Mă uit să văd dacă e recurați. Mă uit la urechi, mă uit la păr, să văd dacă e aranjat, da? Deci chiar mă uit la detalii astea. S-a ridicat de la masă, pac, l-am scanat, fund bombat. Că dacă e slab și pare că merge mâini, nici măcar nu ies cu el la date. Da, 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 da. Ce? Așa face și ea. Stați. Păi... Da, păi ce? Bărbatul trebuie să fie normal. Cum e un bărbat normal? Cu burtică. Bravo. Puțină burtică. Mersi. Da. Că dacă nu are burtică, e ca aia acum. Ca Mercedes-ul fără emblemă, da. Ca o vilă fără balcon. Deci puțină burtică acolo. Și uite așa, eram eu într-o seară la un pub și îl văd pe tipul ăsta. Mamă, deci semizeu, super dinți. Privire, ochi conturați. Și zic, mă, cum să-i atrag atenția? Am făcut-o pe aia, cu mâinile prin păr, așa. Am pus poziția cambrată. Eram atât de evident încât, jur, lipsea să-mi scot chiloții de pe mine și să-i pun pe fața lui, atât de evident. Eram masuat inclusiv patronul de la pub. Zice, bă, Gabriela, liniștește-te, ce ai? Te văd pe camere, nu-i normal așa ceva. Adică, ce faceți? Eu nimic, domne, acolo, toată întinsă, pe mese, consumam de toate, bea, de toate, adică cred că am sub și o notă de plată la un moment dat. Și deodată își drege vocea și aud. Bună. Mamă, semizeu vorbește. Zice, Ana, vii cu mine. Stai mă, care Ana... Ana? Cum adică Ana? Eu sunt Gabriela, da? Da, mă rog, dacă vrea el Ana, păi Ana sunt baby în seara asta, adică da, da, cum să nu, cum să nu. Și apoi se apleacă așa înspre mine și îmi șoptește. La cum te comporți și la cum faci pe aici, meriți niște cătușe. Aoleu, m-a ieșit dominator fix, oh, cum doresc eu BDSM-ul și brusc o scoate și mi-o arată. Ana, Agenția Națională Antidrog. Da, dar tot ce contează e că acum sunt liberă și chiar vă pot povesti aceste întâmplări, aceste prime date-uri. Și chiar sper că va veni ziua în care voi găsi bărbatul acela care să-mi dea liniște și lângă care voi sta seara să mă uit la filme și pe care îl voi mângâia liniștitor când o să-mi zic că am terminat prea repede. Ați râs la aia cu a termina repede, pe bune? Nu, dar sufletul nostru râde. Păi da, sexul nu trebuie să dureze mult sau puțin. Sexul trebuie să dureze suficient. Suficient de mult cât să considerăm amândoi că măcar a început. Nice. Bravo, Ana! Asta, Gabriela! Mulțumesc!